atât de multe și diferă de la sat la sat. Anul acesta, colegul meu, Traian Todoran, vă prezintă una dintre rețetele de colac. El, în reportajul care urmează, are și o invitată. Haideți să urmărim reportajul. Astăzi vom pregăti sau găti un colac de Paște. Nimic nu este deosebit față de ceilalți colaci, dar prin faptul că nu este din aluat dulce, cocă dulce, că este un aluat de pâine. Deci va fi un colac clasic, dar prin forma lui va fi mai deosebit. Deci, după cum se știe, puțin zahăr ca să lucreze drojdia, cu toate că drojdia în ultimul timp este foarte discutabilă. Unii nutriționiști spun că este nocivă, alții o recomandă din cauza vitaminei B, așa că deocamdată noi vom lucra cu drojdie clasică. După ce am pus zahărul acesta, l-amestecăm puțin, apa este călduță sau, cum se spune, apa cadăpită. Drojdia și-a revenit, deci a crescut suficient, miroase frumos, miroase aici parcă am fi într-o brutărie sau o bucătărie de la țară. Acum începem procesul frământatului. Am început cu lingura pentru că la început e mai bine cu lingura, oricum se lipește de mâini. Despre măsuri nu am vorbit, deci cam la un kilogram de făină vine o linguriță de zahăr, o linguriță de sare, pentru că și sarea are rolul ei, și noi vom pune puțin ulei, ca o lingură de supă de ulei sau, mă rog. Deci, acum continuăm procesul. Facem trei bucăți și atunci fiecare bucată o întindem. Facem trei mărimi ca trei codiță și veți vedea că le împletim așa cum s-a împletit vreodată părul la fete. Și le împletim. Deci. Puțin tava sau putem folosi și în ultimul timp hârtie de copt, dar acum până mai bine încercăm așa. A ieșit ceva, acum îl introducem
în tavă. S-a dezmembrat puțin. Așa. Și aici, deci un ou deja vopsit în roșu, de obicei, îl introducem în mijlocul acestui colac. Acum așteptăm să-și vină și această cocă și după aceea o introducem la cuptor. Între timp, propun să mai facem pe lângă acest colac niște pui. Așa numiți pui. Ăștia sunt simpli de făcut. Vedeți cum se face un nod. Așa. Și se lasă. Simplu de tot. Și lăsăm și pe ei să se odihnească. Iar după aceea veți vedea, este foarte simplu de făcut, sunt foarte gustoși și foarte buni. Se pot servi de dejun, se pot servi între mese, se pot servi în diferite împrejurări. Sau dacă vreți să impresionați ca mine, atunci îi serviți după ce copți și calzi. Când sunt calzi, sunt foarte, foarte buni. Cam asta a fost povestea. Acesta colacul revine. Miroase bine, a luat acru, cum este totul acru. Poate ar fi bine. Aici să ridicăm puțin acest ou, să fie mai aspectuos. Da. Deocamdată lucrurile stau bine. Așteptăm pe doamna Gineta Izgherean să vină să continue și ea cu rețetele culinare pe care vi le-am pregătit pentru această duminică. Ce este de spus? Poate că nu o să ajungeți să faceți colac pentru Paștele din această duminică, însă puteți să-l faceți de Paștele mici sau de Duminica Tomii, puteți să-l faceți și de Crăciun să fac asemănători. Însă acesta este, acesta pe care l-am făcut, este un alt fel de colac pentru că reprezintă soarele. Iar știm toți că Paștele este victoria luminii asupra întunericului, este victoria vieții asupra morții. Deci, pentru a obține o culoare mai frumoasă a colacului, am luat un galbenuș de ou, puțin ulei și puțină apă cu care vom unge acest colac. Trebuia poate imediat după ce s-a terminat de împletit, așa ca să fie mai simplu. Bineînțeles că putem lucra cu ou pentru că în ziua de Paști nu mai este post. Postul cel mare se încheie odată cu învierea Mântuitorului nostru și astfel că putem. De altfel se pot face și colaci dulci, colaci mai sofisticați, mai complicați. Eu consider că acesta care va avea gust de pâine este cel mai bun. Bine să ăștia pui nu-i tratăm cu ou. Acum poate merge la cuptor. Colacul este la copt, crește frumos, încă nu a rumenit, dar în curând va fi rumen ca soarele.